Ai o personalitate dinamică dedicată muncii. Spre deosebire de majoritatea gemenilor, nu te interesează să dobândești cunoștințe de dragul cunoașterii în sine. Dacă ceea ce înveți nu are aplicații practice, atunci îți pierzi rapid interesul pentru acest lucru. Sociabilitatea și spiritul viu maschează o personalitate puternică, cu intenție, dar natura ambițioasă a zilei de naștere se confruntă cu frivolitatea inerentă gemenilor. În afară, accepți calm evenimentele din viața ta, dar înăuntru poți să visezi să părăsești calea obișnuită și să fugi liber. Ai un farmec născut. Aderând ferm la propriile opinii, ești întotdeauna foarte responsabil în judecățile tale și, la prima vedere, se pare că tu susții valori conservatoare tradiționale. Cu toate acestea, viața ta, în care există un loc pentru acțiuni ciudate și chiar extravagante, pare să-ți contrazică propriile declarații. Natura ta aproape impulsivă dorește aventuri crude care necesită sacrificii extraordinare. O dorință puternică de a te elibera de toate lanțurile, pentru a putea acționa independent, poate intra în conflict cu standardele de comportament general acceptate. În acest sens, păstrezi un echilibru pe marginea ceea ce este permis, făcând uneori manevre periculoase care se învecinează cu activități complete nepermise. Cu toate acestea, aceasta doar sporește popularitatea ta în societate. Tu poți chiar să joci rolul unui lider interzis. Baza unei astfel de dorințe de a-ți exprima individualitatea cu orice preț este deseori un motiv pur psihologic, o copilărie prea organizată. Semnul tău zodiacal aparține constelației Gemeni. Gemenii sunt direct legați de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: ești pregătită pentru orice situație, dispunând de înalte abilități mentale, dar inconsecventă în decizii, poți fi foarte controversată. Deoarece constelația ta apare pe cerul înstelată doar spre sfârșitul lunii mai, ești supusă influenței Mercurului. Datorită lui, te distingi prin elocvență și înțelepciune, iar diplomația și abilitatea de a organiza și desfășura diverse evenimente te fac un partener minunat în muncă. Trăsătura cea mai cunoscută a personalității tale este impermanența. De asemenea, trebuie să lucrezi pe cont propriu mereu, deoarece tendința născută de a minți și de a înșela te poate împiedica să menții relații bune cu cei dragi. Pentru mulți se pare că ești foarte frivolă, dar aceasta este doar o consecință a unei minți creative și dornice de comunicare. Tu ai nevoie de sprijinul celor dragi, pentru că nu ai prea multă încredere în sine. Cu toate acestea, planeta călăuzitoare Mercur te-a înzestrat cu multe calități pozitive. Ai o imaginație foarte bine dezvoltată, astfel că devii ușor lider și sufletul petrecerilor. De asemenea, simbolizezi tinerețea și frumusețea, vitalitatea ta nu se usucă nici măcar la bătrânețe. Guvernatorul tău astral este Mercur. Planeta Mercur este responsabilă pentru un sentiment de frumusețe, precum și capacitatea de a găti. Mercurul este favorabil jurnaliștilor, vânzătorilor, călătorilor, alergătorilor și chiar infractorilor. Planeta ta în exil este Jupiter. Lui Jupiter îi poți mulțumi pentru lipsa de principii și de neputință. Ești o orcaholică orientată impetuos spre scop. Diferența față de alți gemeni constă în faptul că tu nu ești interesată de cunoașterea în sine, ci numai în științele practice, aplicate, care pot fi de un real folos. Ești ambițioasă, dar ambiția ta este adesea în conflict cu neglijența. Masca ta este de filozof calm, înțelegător și acceptant. Tu poți visa să te anulezi complet, schimbând întreaga ta viață. În exterior, ești sociabilă și neglijentă, dar neglijența ta ascunde o personalitate puternică. În mod constant te confrunți cu dificultățile de exprimare deschisă emoțiilor, dar le depășești. Responsabilitatea este principala cerință pe care o impui altora, deși tu însăți nu ai, dar îți petreci cea mai mare parte a vieții luptând pentru un sentiment de responsabilitate. Poți fi chinuită de conștiință dacă nu reușești să-ți respecti propriile standarde rigide de moralitate.
Tu te uiți la viață serios și precaut. Fericirea ca stare permanentă a minții este inacceptabilă pentru tine, deoarece lupta și căutarea unui conflict predomină necondiționat viața ta. Cu toate acestea nu ești fatalistă. Deși tu pari să fii extrem de deschisă, de fapt păzești atentă lumea ta interioară. Nu poți ascunde sentimentele tale adevărate, preferi să te retragi periodic, izolându-te de lumea exterioară și de preocupările ei. Tu ai o modalitate deosebită de a rezolva problemele personale. Te distingi față de alți nativi din gemeni prin astfel de trăsături speciale, ești vioaie, suplă și cameleonică. Iubești misterul, prin urmare în jurul tău există întotdeauna o ceață groasă și sub evaluare. În același timp, tu nu devii izolată în sine, ci ești activă și luminoasă din punct de vedere social, lăsând în același timp o rezervă pentru interpretarea cea mai neașteptată a imaginii. Cum afectează data de 26 mai soarta ta? Ai un aspect atractiv, este dificil să nu cedezi farmecului tău. Nu îți schimbi niciodată opiniile, afirmațiile tale sunt întotdeauna susținute de argumente logice greu de respins, care dau impresia unei femei cu vederi bine stabilite despre viață, aderând la valorile umane general acceptate. Dar acțiunile tale nimicesc această impresie care s-a dezvoltat în jurul tău în societate. Personalitatea ta imprevizibilă uneori te obligă să te opui propriilor convingeri. Uneori trebuie să plătești un preț prea mare pentru impulsurile tale minime. Dorința de a obține libertatea deplină de acțiune și de a acționa fără a ține seama de opinia publică te poate determina să te confrunți cu adversarii metodelor tale și a instituțiilor de aplicare a legii. Dar, în ochii societății, aceste lucruri îți oferă o anumită aură romantică și determină respectul involuntar al poziției tale, care poate fi destul de înaltă într-un cerc îngust de oameni. O astfel de dorință de autoexprimare și de obținerea dovezilor de autosuficiență poate fi cauzată de o educație prea strictă pe care ai primit-o în copilărie. Nu ești obișnuită a-ți exprima sentimentele în mod deschis, dar aceasta este o caracteristică a caracterului tău și nu o consecință a unor lovituri ale soartei sau un semn al infracțiunilor suferite. Tu dorești să reprezinți interesele celor săraci, încercând să-ți îmbunătățești condițiile de viață, uneori atingând în același timp o poziție destul de înaltă în societate. Uneori, ceri mai multe de la alții decât ei pot da și le cer să îndeplinească sarcini peste puterile lor. Încerci de asemenea să dezvolți în tine perseverența și concentrarea care ți lipsesc, încercând să te conformezi propriilor idei cu privire la calitățile ideale ale individului. Te confrunți cu un complex de inferioritate în cazul în care nu reușești. Viața este percepută de către tine ca o viață dificilă datorită îndatoririlor neplăcute. Încercările prietenilor și rudelor să te învețe să te uiți mai ușor la viață și să participi la divertismentul comun sunt condamnate la eșec. Lupta constantă și căutarea de noi obstacole pentru depășirea lor nu ți lasă timp pentru viața personală. Poți fi prinsă cu probleme insolubile, la care nu există nicio ieșire, ceea ce te determină să-ți regândești viziunea ta asupra lumii și să devii fatalistă. Obosită să te bați cu capul de pereți, ești forțată să accepti inevitabilul. Justificarea înfrângerii tale este că ai încercat toate căile posibile. Tu păzești cu gelozie lumea ta interioară de toate felurile de infracțiuni externe. Tu poți, fie să urăști orice, fie să ai o afecțiune profundă. Chiar și cei mai apropiați oamenii nu-și pot să da seama de labirinturile complicate ale sufletului tău. Dragoste și compatibilitate. Dorești o relație emoțională lungă, dar în același timp ai nevoie de diversitate și libertate pentru a rezolva sarcinile de viață. Partenerul tău romantic ideal trebuie să aibă mintea deschisă și un simț al umorului. Ca să nu-ți pierzi interesul pentru partenerul tău, el trebuie să fie deschis la dispute și discuții și să-ți împărtășească părerile și credințele. Alianțele emoționale armonioase se vor dezvolta cu berbecul și vărsătorul. Aceasta deoarece berbecul îți va da pasiune, nu te va lăsa să te plictisești și te va energiza.
La rândul său, vărsătorul împărtășește dorința ta de libertate, atitudinea ta frivolă și aventuroasă. Riscul este ca vărsătorul să devină autosuficient și să te expulzeze când ți-e lumea mai dragă, fără niciun semn de avertizare. Uniunile familiale cele mai liniștite și mai rafinate sunt cu reprezentanții semnului tău zodiacal. Gemenii te pot captiva cu farmecul și intelectul lor, iar cu natura lor neobișnuită și rafinată, adaptabilă, poți construi relații pe termen lung. Poate fi o relație excelentă ce se va dezvolta permanent. O uniune interesantă, dar inegală te așteaptă cu leul, dar aici există riscul de a acumula oboseală din cauza patosului său excesiv, dar și datorită indiscreției sale primitive. Capricornul, Fecioara și Taurul sunt prea pasivi și previzibili pentru tine. Aceste alianțe sunt sortite eșecului. Racul cu sânge rece și slab te poate aduce la disperare, în această uniune nu există puncte de contact. Cu un reprezentant din Balanță sau Scorpion este puțin probabil să faci casă comună, să trăiți sub același acoperiș. Balanța este mult prea indecisă și lentă, iar Scorpionul va încerca în permanență să te manipuleze, vei simți în permanență transpirația rece a trădării. În raport cu aceste două semne zodiacale, ești pe etaje diferite, fără scări și lifturi între ele, sau chiar mai rău, în blocuri diferite. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ești foarte carismatică, ai principii ferme pe care încerci să nu le încalci. La prima vedere pari foarte serioasă și fermă. Poți fi apreciată ca și conservatoare, dar aceasta este o impresie eronată, deoarece iubești ciudățenii și tot ce șochează. Ești conservatoare numai în cuvinte. Ai un temperament luminos și aprins, astfel încât ești atrasă de aventuri extrem de periculoase. Iubești independența, preferi să joci după propriile reguli, astfel încât adesea încalci normele sociale de comportament. De obicei, merge de-a lungul liniei dintre ceea ce este permis și ceea ce este interzis, și se poate întâmpla ca mișcarea ta să fie asociată cu infracțiunea. O astfel de imagine a unui tip periculos care lucrează și pentru binele imaginii sale, este iubită de cei din jurul tău. Tu poți lua locul unor lideri informali, poți de exemplu să conduci o bandă de cartier. Într-un mod atât de ciudat, îți exprimi atât eul, cât și independența și puterea ta. Poți face o carieră în sfera socială sau politică și tocmai așa susții segmentele nedreptățite și sărace ale populației. Principalul lucru pe care îl soliciți de la alte persoane este responsabilitatea. Din păcate, tu aproape întotdeauna nu te conformezi propriilor criterii. Toată viața tu încerci să înveți să fii mai responsabilă. Sănătate și boli. Tu poți ignora adesea simptomele fizice ale bolii până când este prea târziu. Cea mai bună soluție în acest sens sunt verificările periodice cu un medic, pe care nu numai că îl respecti, dar care îți va da suficientă perseverență și determinare pentru a te face să asculți recomandările. Este destul de greu să fii convinsă de necesitatea de a-ți schimba stilul de viață și obiceiurile, ceea ce poate duce la complicații grave și numeroase boli cronice. În ceea ce privește dieta, ar trebui să limitezi indulgența perpetuă la dorință, deoarece pentru tine există doar ceea ce îți place. Pentru a-ți menține sănătatea, sunt necesare sporturi, atât colective cât și solitare. Handbalul, ciclismul și tenisul vor avea un efect minunat. Soarta și norocul. Această zi poartă vibrații negative, mărind proprietățile negative ale naturii tale. O mare parte va depinde de condițiile în care te-ai născut și ai crescut, despre ce trăsături de caracter vor fi întărite, negative sau pozitive. Dacă se întăresc laturile negative ale personalității tale, poți fi o persoană crudă, fără suflet. Sfaturi pentru tine. Renunță să fii moralizatoare. Astfel, vei fi mai blândă și cu tine însăți. Fericirea nu trebuie ignorată sau subestimată. Din când în când, toarnă ulei peste apă și nu agita vasul, ca să poți remarca diferența.
Învață să fii înțeleaptă și tăcută când ești provocată în mod inofensiv. Ce cadouri ți se potrivesc? Tu tolerezi mult mai ușor că a uitat cineva să te felicite decât alte semne, astfel încât nu atragi cadouri de o importanță foarte mare. Pentru a-ți face plăcere un dar, este foarte simplu. Este important să fie dăruită din inimă și să fie exact ce vrei. Nu este dificil să știe cineva ce vrei. Este suficientă doar să discute, să te lase să viseze în ajunul sărbătorii tale și toate dorințele vor fi imediat exprimate. Prin natura ta iubești sărbătorile și oamenii din jurul tău. Dacă primești bilete la film, după ce ai vizionat acest film va fi cel mai interesant film din viața ta. Căști pentru telefon. Imediat se dovedește că setul cel vechi nu era deloc bun și că darul s-a dovedit a fi mai bun ca niciodată. Fiind inteligentă și bine citită, nu vei fi niciodată dezamăgită de darul intelectual, de exemplu, o carte electronică, o colecție de filme documentare sau o enciclopedie. Dacă ar fi să primești o bijuterie, ar trebui să-ți aleagă un lanț sau colier de argint. Este mai bine să nu primești unele, deoarece ele semnifică o constrângere a libertății tale. Prețul unui cadou nu este practic important pentru tine, atenție este importantă. Poți fi fericită doar cu atenție, o grămadă de nimicuri în cutii mici asortate pot să te distreze și, în același timp, comentariile care vor acompania procesul de desfacere a ambalajelor, pot fi asemănătoare cu un monolog al lui Nae Lăzărescu. Cu ambalajul nu excelezi, este puțin probabil să-ți atragă atenția asupra lui, este mai interesant pentru tine ceea ce este înăuntru. Dar nu este o curiozitate care te conduce. Te bucuri că e mai multe din cel ce dăruie, decât ceea ce a adus. Dar tu iubești darurile cu înțeles. Este mai bine să nu ți se dea mărunțișuri chinezești inutile. Chiar și ustensilele de bucătărie vei fi bucuroasă să le primești și nu vei da niciodată impresia că nu ai nevoie de ceva. Dar vei găsi cu siguranță o aplicație pentru tot și vei povesti cu siguranță mai târziu cât de importante s-au dovedit a fi lucrurile primite. Florile oferite de ziua ta de naștere ar trebui să fie de un violet blând într-o vază. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.